Doamnelor și domnilor, sunt Marina Nițoiu, bun găsit la Flash Monden. V-am pregătit în ediția de astăzi o grămadă de subiecte frumoase, dar pentru început vă invit să vedem principalele titluri ale zilei. La Shelly, baie albă, baie neagră. După succesul din cinema cu filmul Romina VTM, a făcut din nou mașina praf, a avut iar un accident. Cum se simte? Vedeți imediat! Alina Pușcău trage din greu cu celebritatea. Obsesiile fanilor ating cote inimaginabile, iar celebrități de top i-au pus lumea la picioare. Da, poate nu vă vine să credeți, dar îi aflăm povestea la Flash Monden. Jennifer Lopez, Kim Kardashian sau chiar Rihanna au pe cine să se bazeze în caz de nevoie. Au sosit aici, în România. Aflăm cine sunt imediat. Shelly e pe cai mari. A ajuns din vlogger, producător de film și s-a umplut de bani. Romina VTM, filmul în care a distribuit câțiva maneliști de top, a ajuns și el în topul încasărilor pe plan mondial. Până una alta, Shelly face ravagii pe șosele. A mai făcut un accident. Mai venit cu trotineta sau nu? Eu am văzut filmul, te-am văzut, să știi. Am venit cu mașina, dar în film merg cu trotineta, să știți. Cum ai venit cu mașina, că am citit o știre că ai făcut accident cu 2 zile? Păi merge, să știi. Merge, da, da. Așteptăm avizarea casco. Deci nu ți-a luat carnet sau ce? N-a fost ceva foarte rău? Nu, păi ți s-a părut că era ceva grav? Nu. A fost o mică ciocnire. Probleme de astea în trafic. Cred că e și lipsă de atenție și cred că în momentul în care na, te gândești la 1000 de lucruri deodată, mai faci genul ăsta de chestii, dar na, se întâmplă oricui. Shelly și-a bușit iar mașina, dar ce mai contează? E în top în casări, pe locul 9 în lume cu Romina Viața Mea, filmul cu maneliști care s-a bucurat de un succes răsunător. Iar pe țancă știe toată lumea. Gino, vezi că s-a stricat vama și te cheamă să repar. Asta e Gino, un cântăreț care cântă la ureche așa. Și asta e Valentina, care s-a nimerit și el pe acolo, așa, la combinație. Cine e ăsta? Un turist. Eu te-ai băgat mai multe filme, că te-am văzut și cu cei de la Romina Viața Mea, nu? Păi eu, ultima vreme. Păi ăla l-ai produs sau? L-am coproduc, da, l-am coproduc, da. Și cum te-ai gândit să coproduci? Că azi cam dat lovitura, adică le-ați cam luat la față la toți după ce s-a... Păi... Și vânzări. Am primit acest scenariu care mi-a plăcut mult, am crezut în potențialul său și, de asemenea, mi-am dat seama că această combinație de muzică, pop și manere ar da lovitura în cinema. Și având scenariul pe masă care, ți-am spus, mi-a plăcut, am început să dau telefoane, am făcut distribuția și așa... Practic tu i-ai ales? Da, da. Pe Nicoșeriș, pe Bogdan? Da, da. Pe semne că lui Shelly a cam început să-i placă actoria. Îl vedem și în Ramon, unde își joacă propriul rol de influencer. S-ați noapte din galeria MNAC. Suntem la televizor. Mai furați una. Cum ai fost cooptat în proiectul? Păi m-a sunat Pavel într-o zi. Practic tu în filmul ăsta îți cam jos rolul tău, știi? Oarecum. Oarecum, da. Sunt vlogger în filmul ăsta, m-a sunat Pavel într-o zi și uite, facem filmul ăsta. Filmul ăsta este despre așa, asta nu vă zic, trebuie să mergeți voi să-l vedeți, din 3 februarie în toate cinematografele din țară. Și eu am zis, da, Pavel, mă bag, am bătut palma, am venit, am prestat și acum sunt să mă văd pe mare ecran. Shelly s-a îmbogățit cu Romina Viața Mea, așa că nu-i mai pasă nici măcar de criticii care au cam desfințat filmul. A fost multă lume, știi, mai mult de vis-a-vis de team building, au fost foarte multe critici, dar și la voi au fost critici, că e un film în care mai mult se cântă decât se joacă. Așa e. Mai mult se cântă decât se joacă, chiar așa e. Majoritatea actorilor din film nu sunt actori de profesie, ci cântăresc de profesie. Deci acest lucru e 100% adevărat. În film se cântă mai mult decât se joacă. Sau, altfel spus, oamenii aceia au mult mai mult talent la cântat decât la actorie, pentru că asta fac de o viață. Colega noastră, Maria Iordănescu, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Va deveni mamă în scurt timp, iar emoțiile ei sunt până la cer. Stăm de vorbă cu ea imediat. Vine în platoul Flash Monden. Alina Pușcău, top model internațional, a stârnit pasiuni mari în rândul unor celebrități precum Vin Diesel, dar și în rândul oamenilor simpli. Frumoasa româncă a avut parte de mulți admiratori care au făcut adevărate obsesii pentru ea. Cum a ajuns să fie subiect de roman, ne spune chiar ea. O să plec în foarte puțin timp, o să plec luna asta. Am terminat ce aveam de făcut aici, capitolul ăsta se încheie. Filmările alea, că aveai niște serialuri, niște filme, pupă, mă, ceva de genul, nu? Da, serialul s-a făcut, să vedem când o să înceapă sau ce se va întâmpla. Știam că pupă 3, știam că prin februarie mi-a spus Ali. Nu știu, da? Nu știu, vezi, tu știi mai bine decât mine. Să vedem, nu știu. Dar sunt pregătită să plec acasă. Adică în America. Da. Ai și cetățenia acum. A fost greu să-ți iei cetățenia? Da, a fost un proces greu. Că a trebuit să aștept foarte mult până a venit pașaportul, vreo 7 luni de zile. Alina Pușcău a obținut cetățenia americană anul trecut. Acum este gata să se întoarcă în țara tuturor posibilităților, acolo unde o așteaptă succesul, dar și admiratorii. Tot acest bagaj nu i-a adus însă doar bucurie. A avut parte de multe provocări pe care a trebuit să le gestioneze cu grijă. Cred că toată lumea are chestia asta în cap, că vor să se îndrăgostească de frumusețe, dar după frumusețe să vedem ce poate să fie din caracter, ce poate să dea din caracter. Asta este, toată lumea vrea ce este afară, în afara lor, dar este vorba despre interior. Da, mă că și tu ai văzut, că tu fiind așa un model atât de cunoscut, ai avut și tu fanii tăi. Ai avut vreodată vreun fan din ăsta așa care să te urmărească? Am și acum. Am și acum fani. Trimite scrisorele, nu știu, ceva, știi că înainte nu era Instagram, nu era toată chestia asta, era Facebook, dar nu era Instagram. Dar acum toată lumea îmi scrie pe Instagram și îmi spune de melodia mea, de asta, dar eu stai seama că eu nu mai postez nimic, dar mă găsesc, da, mă știu de când făceam muzică. De departe, cel mai înfocat și mai cunoscut admirator al româncei noastre a fost actorul american Vin Diesel. Ba chiar a cerut-o de soție, însă Alina l-a refuzat și alți bărbați au căzut în mreje. Am avut ceva aproape, chiar și în Los Angeles, nu numai aici. Și așa un gest ieșit din comun a făcut? Nu, a venit la mine, m-a luat în brațe, tremura, că... Știu melodia ta, știu cariera ta. Am și o carte care cineva a scris, nu mai știu despre ce vorba, dar este vorba despre mine. Despre, nu știu, că n-am văzut, probabil. Viața ta. Nu cred că e despre viața mea, că nimeni nu știe exact despre viața mea, dar cred că a făcut un fel de o carte, jurnal, ca să scrie în el, dar a spus numele meu și e pe Amazon și se vinde. Alina a revenit înainte de pandemie în România pentru a-și căuta rădăcinile. Cât te simți tu româncă, cât te simți americancă? Acum că am stat mai mult în România și am fost mai mult conectată cu familia mea e în România și în Cipru, mă simt mai... Totdeauna rădăcinile mele sunt în România și ca să pot să lucrez la mine, trebuia să vin aici. Și acum pot să vorbesc mai bine românește, nu mai dau din engleză în română și m-a ajutat foarte mult. Bine, am făcut un curs de public speaking, am lucrat la mine. Top modelul și-a făcut deja bagajele, căci Los Angelesul o așteaptă cu brațele larg deschise. Oare o fi și vreun făt frumos în prag? Cine te așteaptă în America? Prieteni adevărați, nu știu. Nu știu, eu știu, iubit, cățel, pisoi. Nu știu, vreau și eu să fiu surprinsă ca tine. E surpriză, nu? Știi că la un moment dat am mai vorbit, noi te-am mai întrebat că se zvonea, că te măriți, că da, văd că s-a mai întâmplat nimic. Asta a fost ceva de acum un an. Nu că nu s-a întâmplat, este acolo, este... Dar a trebuit să lucrez la mine și de asta vreau să și scriu o carte, să ajut foarte mulți oameni ca să meargă prin același proces pe care am fost eu, să-și gestioneze fricile și emoțiile. Regrești ceva? Ce regrești cel mai mult? Ce regrești cel mai mult din viața ta de până acum? Nu regret absolut nimic, așa a fost să fie. Acum avem o invitată cu totul și cu totul specială. De acasei, am putea spune. Îi spun bun venit colegii mele, Maria Iordănescu. Bună, Maria, și mulțumesc că ai acceptat invitația. Bună, Marina, și mersi pentru această oportunitate să stăm puțin de vorbă. De asemenea, trebuie să spun felicitări, pentru că știu că ești tare fericită, urmează să devii mămică. Mulțumesc, mulțumesc, așa este. Mai este încă puțin, a trecut perioada mai dificilă, mai grea. Mai încă puțin, emoțiile se adâncesc din ce în ce mai tare, pentru că, practic, nu ești pregătită niciodată să devii mamă, mai ales când e prima dată, pentru că nu cunoști procesul, dar aștept efectul, rezultatul, aștept să-mi întâlnesc bebelușul. Așa cum spuneai, sigur, ai emoții și este normal în perioada aceasta, dar sunt tare curioasă cum a fost când ai aflat ce o să fie, dacă e fetiță sau dacă e băiețel. Păi uite, să dau puțin din casă, că suntem colegii și prietene și atunci pot să dau puțin din casă. Eu mi-am dorit toată viața să am o surioară. Îmi doream să am o soră mai mică și având 3 frați, tot o întrebam pe mama, dar nu se poate să mai am o soră, dar nu se poate. Și la un moment dat chiar mi-aduc aminte că am întrebat-o dacă ea nu mai poate totuși să facă, atunci măcar poate luăm de la casa de copii o fetiță. Și, din păcate, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum mi-am dorit eu și cum imaginam. Eram deja prea mulți membri în familie. Dar am visat întotdeauna să am o altă Maria lângă mine, de care să am grijă, o surioară, o proiecție a mea și să îi fac ceea ce îmi doream eu să fie mie făcut. Adică să-i aranjez părul, să o îmbrac, să-i fac tot felul de chestii în păr și așa mai departe, să ne jucăm împreună. Și pentru că Dumnezeu a știut că în sufletul meu îmi doream foarte mult o fetiță, mi-a dăruit acest cadou, să-i spun așa. A fost destul de dificil să nu-i cer o fetiță. Adică am evitat 100% complet să îi spun, Doamne, dă-mi o fetiță sau dă-mi un băiețel. Pentru că eu știam că Dumnezeu știe mai bine ce este de folos sufletului și decât să-i ceri tu, mai bine te lași în mâna lui și ai încredere în el. Și atunci am spus, ok, tu știi ce-mi doresc eu, dar eu mă las în mâna ta, ceea ce îmi vei dărui tu, eu o să fiu fericită, bucuroasă, îl voi primi cu brațele deschise. Oricum, până la urmă îmi doresc și un băiețel, adică doar că era cam greu să aștept așa peste mai mulți ani, da, să vină al doilea și dacă nu era și al doilea, dacă nu era și al treilea, ajungeam ca mama să fac copii până când iese fetiță. Și acum m-am asigurat, dorm liniștită ca în fetiță, după poate să fie orice, nu contează. Tu ai fost înconjurată de băieți pentru că ai 3 frați și sunt convinsă că toată această perioadă te-a făcut să te gândești mai mult la copilăria ta. Dacă ar fi să alegi un moment, cu siguranță sunt mai multe, știu că e greu să alegi un moment, dar unul care îți vine acum în minte din copilărie, cel mai frumos moment, care ar fi acela? Așa cum ai zis și tu, Marina, sunt foarte multe momente, pentru că îi mulțumesc lui Dumnezeu, am avut familia numeroasă, părinții care au fost întotdeauna alături de noi și ne-au oferit cumva tot ce era mai bun și mai frumos, frații pe care am avut aproape și copilăria cu ei a fost așa cum nici nu am cum să mi-o descriu. Aș putea să scriu, nu știu, amintiri din copilărie, nu după creangă, după Maria, cu toate năzbâtile fraților. Și mai multe capitole, probabil. Da, și multe capitole. Însă, dacă toți suntem la acest capitol cu bebelușii, o să-ți povestesc un moment. Știu că era iarnă afară și era foarte multă zăpadă și isem cu fratele meu Andrei să ne jucăm și eu îmi doream foarte mult un bebeluș. Tocmai apăruse bebelușul care știa să își facă nevoile și purta pampers și trebuia să-l schimb. La o jucărie, da? Da, la o jucărie. Și era ceva inedit să știu să schimb un pampers la bebeluș și să-și facă nevoile și să dau să mănânce și așa mai departe. Și tata știa foarte bine că îmi doream foarte mult acest bebeluș, această jucărie. Și nu a așteptat până la venirea lui Moș Crăciun sau Moș Nicolae. Așa, într-o zi a trimis pe cineva să-mi cumpere această jucărie. A venit persoana respectivă cu jucăria acasă și eu am văzut, fiind în fața casei, am văzut când au intrat. Și mi s-a părut mie că am văzut eu ceva, o cutie roz. O ascundeau bine să nu o văd. Și la un moment dat, nemai având răbdare, i-am spus lui Andrei, mie mi-este frig, eu vreau să merg în casă. Eu nu vreau să merg în casă pentru că mi-era frig. Eu vreau să văd dacă chiar s-a întâmplat, dacă eu am văzut bine o cutie de jucărie și dacă cumva e bebelușul ăsta pe care mi-l doream foarte mult. Și am intrat în casă și spre dezamăgirea mea m-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta, tot mă uitam și nu vedeam nicio jucărie. Și la un moment dat, de undeva de la demisol, au venit, mi-au adus cutia cu bebelușul respectiv și vreau să spun că n-am apucat să mă joc cu el, că l-a luat Andrei să pună în practică tot ceea ce știa că se întâmplă în momentul în care îi dai să bea apă. Am înțeles. Eu credeam că așa se întâmplă cu frații mai mici, pentru că eu am frate mai mic și cam toate jucăriile mele au fost distruse de el. Nu mai am niciuna decât consideram mică. Nu, că și frații mai mari distrug jucăriile. La fel. Nu, Andra a distrus aproape toate jucăriile noastre. Mai puțin pe ale lui Edi, că nu era pe vremea aceea cu jucăriile. Știu că îți place foarte mult să călătorești. Probabil în perioada asta doar o să îți imaginezi cum ar fi să călătorești, dar putem vorbi despre cea mai frumoasă vacanță pe care ai avut-o. Păi da, o să fie o perioadă destul de dificilă. Mie îmi place, exact cum ai zis și tu, să călătoresc foarte mult și îmi place să fac lucrul ăsta alături de soțul meu. Dar pentru că vine bebe, va fi o alt fel de călătorie, o aventură, ca să descoper lumea asta fascinantă a mamelor. Când va fi momentul potrivit, o să călătoresc și cu fetița noastră, bineînțeles, însă până atunci o să trăiesc din amintiri. Și dacă vorbim de cea mai frumoasă destinație sau călătorie pe care eu am făcut-o, este, bineînțeles, legată de soțul meu și este mai exact luna de miere, pentru că atunci am călătorit în 4 țări diferite, fiecare specială și fiecare unică în felul lui, datorită peisajelor, oamenilor. Am întâlnit foarte mulți oameni frumoși, oameni care ne-au ajutat să descoperim o altă față a lumii, total diferită și la pol opus de ceea ce se întâmplă în România și până la urmă a fost o călătorie frumoasă, dar și o lecție, pentru că am învățat foarte multe și în momentul acela înveți și să-ți apreciezi foarte mult viața. Și pentru că se întâmpla după nunta noastră, noi am asociat faptul că a fost și binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că în luna noastră de miere s-a legat totul așa, perfect, cum nu ne-am fi imaginat. Am avut serii fantastice cu cine, acolo unde se spărgeau valurile mării, totul pregătit doar pentru noi. Am văzut, cum spuneam, și tradițiile, obiceiurile și felul oamenilor până la urmă de a trăi în țări mai puțin favorizate, dar pe de altă parte am văzut și lumea asta botanică, am descoperit plante foarte multe, am avut un ghid care ne-a povestit despre plantele respective sau despre animale. Am fost și am văzut în safari animalele și în mod special am văzut un leopard care, tocmai în momentul în care noi îl pândeam, el a capturat un porc mistreț și am văzut exact tot procesul ăsta al lumii animalelor. Ceea ce este o raritate, da, să vezi, da, așa ceva. Să ai o sarcină ușoară în continuare și te mai așteptăm la noi. Mai vin. Dragilor, atât deocamdată, noi continuăm emisiunea. Jennifer Lopez, Kim Kardashian sau chiar Rihanna au pe cine să se bazeze în caz de nevoie. Au sosit aici, în România. Aflăm cine sunt imediat după publicitate. Vă aștept! Credeau că sunt unice, că nimeni nu e ca ele și s-au zbătut să fie cele mai cele dintre cele mai cele. Ei, dar ce să vezi, unele dintre celebritățile lumii au sosit, destul de cunoscute. Jennifer Lopez, Kim Kardashian și chiar Rihanna au pe cine se baza aici, în țara noastră. S-a zbătut să fie unică, să fie cea mai cea dintre cele mai cele, dar iată că nu i-a ieșit. Kim Kardashian nu e unică pe acest pământ, iar soția ei e chiar la noi în România. Vorbim despre Francisca. Acum s-a mai săturat și ea de acest statut, a dat uitării posteriorul impresionant și acu e mai mult trasă prin inel, a scăpat de peste 18 kg. Dar porecla de Kim Kardashian de România încă o păstrează. Bye, 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 mi-amor. J-Lo de România a supranumit-o o fană pe Andra după ce i-a văzut asemănarea în multe fotografii cu celebra Jennifer Lopez. Nu de puține ori Andra a arătat aproape identic cu diva de peste ocean, iar aici nu ne referim doar la aspectul fizic, cât și la ținutele alese. Ehe, ca Rihanna, nimeni în lume. Cântăreața din Barbados, care e și una dintre cele mai bogate artiste, are o soție. Da, ați ghicit? Tot la noi, în România. Carmen, fica lui Adrian Minune, zici că e copie fidelă în anumite ipostaze. Nu pot să mă ascund de tot ce simt, printre cuvinte nu vreau să pun punct. întoarcem acum la alte două vedete care seamănă ca două picături de apă. Din fotografii nu-ți dai seama care este Alina Eremia și care este Hailey Bieber. Cele două seamănă nu doar fizic, ci și la stilul vestimentar. Cu siguranță că lui Justin Bieber i-ar fi greu să-și recunoască soția dintre cele două. Dragi colegi, dar soția mea n-ați găsit-o? Glumesc, evident! Gata pe ziua de astăzi, dar vă dau o nouă întâlnire și mâine cu alte momente la fel de frumoase într-o nouă ediție Flash Monden. Rămâneți pe Prima TV! La revedere!